Bună ziua! Invitat alături de mine astăzi în studioul Puterea Știrilor este jurnalistul Victor Ciutacu. Bună ziua și bine ați revenit în studioul nostru! Salut, Mona, mulțumesc pentru invitație! Suntem la sfârșit de 2019, un an în care s-au întâmplat multe, un an în care am avut două scrutinuri electorale, am avut alegeri prezidențiale și am avut și alegerile europarlamentare, un an, repet, cu foarte multe surprize. Cum ies marile partide din 2019 și vă propun să le luăm pe rând. Cum iese PSD din 2019? PSD iese rău din 2019. Sigur, ei întotdeauna se încurajează, se anunță că au ieșit întăriți din noua bătălie electorală pe care au pierdut-o. Absolut lamentabil. N-ai cum să spui că ieși bine în contextul în care ai preluat acum 4 ani de zile sau 3 ani de zile, nu? La sfârșitul 2016 au preluat guvernarea cu un scor individual de 46%, că au avut nevoie doar de ALDE ca să facă majoritatea parlamentară și după 3 ani în care rezultatele economice n-au fost rele, trebuie să recunoaștem, să ajungi la jumătatea scorului cu care ai câștigat alegerile, mi se pare... Să pierzi și guvernarea, mi se pare definiția de manual a eșecului politic. Adică, hai să ne înțelegem foarte bine. Pleci din 46, ajungi la 23, guvernezi decent și pe creștere economică și pierzi absolut tot, asta mi se pare ratarea perfectă. Dar unde a greșit PSD? Peste tot. Au greșit, a greșit leadership-ul partidului sau? Da, a greșit partidul în sine pentru că s-a pus sub trena unui singur lider, cel suprem la vremea respectivă, domnul Dragnea, care pe lângă foarte multe idei bune pe care le-a avut și pe care le-a băgat pe gât cu forța guvernului pe care tot el îl numise, a avut și o sumedine de idei proaste și mai ales a avut o totală lipsă de opoziție sau de contrazicere în partid, ca să nu spun, a avut parte de slugărnicie în jurul lui și toată lumea a făcut numai ceea ce a dictat Liviu Dragnea. E, multe dintre lucrurile pe care le-a dictat prost sau au fost neinspirate. Tocmai pentru că nu a existat o alternativă sau hai să, nu știu, un sfat al înțelepților. Cineva, cum e și până la urmă orice companie, dar are un consiliu de administrație, are mai multe creiere care gândesc, votează, decid împreună. Când decide un singur creier, părțile bune sunt părți bune, dar de regulă nu se remarcă și părțile proaste se amplifică și mai ales în contextul în care Dragnea a beneficiat și puneți noastră ghilimelele de cel mai mare val de ură din istoria post-revoluționară, chestia asta a lovit direct partidul. De la decizii neinspirate sau insuficient de ferme, cum a fost ordonanța 13 care a declanșat jihadul și care, dacă mă întrebați pe mine în sine, nu era un lucru rău, dar în momentul în care ai făcut doi pași în spate, imediat cum ți-au ieșit câteva zeci de mii de oameni în stradă, ai compromis și ideea în sine și posibilitatea oricărei realizări, până la alte... Să nu uităm și de 10 august. Să nu uităm și de 10 august, să nu uităm și de inconsecvențe economice majore, pentru că PSD-ul s-a oprit la jumatea drumului cu cel puțin câteva proiecte extrem, extrem de importante din punct de vedere economic și administrativ care ar fi putut mișca, tot așa, din clasicele șovăiere ale domnului Dragnea în fața oricărei formă de contestare. Mă rog, cu domnul Dragnea, istorie, la pușcărie, la Rahova, există o sumedenie de lideri care se bat pe cadavrul unui partid, sau nu pe cadavru, cuvați cadavru, că e o chestie care încă mai mișcă, așa e. Dar are șanse PSD să-și revină în 2020? Da, pentru că ăștia guvernează foarte prost. Adică, guvernul Ludovic Orban. Da, au început dezastruos, au niște personaje care te fac să-ți treacă dorul de pesediști, ăia de care râdeam noi, să ajunse să țineți minte la Zicala, că mai proști miniștri decât pot să pună Dragnea în
cele 70 de schimbări sau cât a făcut el în guvern, nu se poate. Ei, ba, uite că se poate. Au reușit liberalii cu mare talent și aplicație într-o lună de zile să ne demonstreze că proștilor sunt mai proști decât proștii PSD-ului. Adică, la cine vă referiți? La o sumedenie de miniștri care ori au făcut niște gafe absolut impardonabile, ori au făcut niște gesturi și niște, sau au luat niște decizii absolut irresponsabile. Și hai să o luăm metodic. Violeta Alexandru, dacă mai țin mult ministrul la muncă, îngroapă cu totul. Dincolo de faptul că a băgat în aspa cardine tot ce înseamnă zonă bugetară și mai ales pensionarească din țara românească. Nu mai știu bieții oameni nici măcar dacă și au pensiile alea cât erau, nu dacă le cresc, nu dacă le... și așa mai departe. Până la totala nepricepere și dat-o cu piciorul în ușă la intrarea în ministerul ăla cu niște inși infinit mai nepricepuți chiar și decât ea în ale administrației publice și cu consecințele pe care le-a generat. Salarii amputate fără să existe vreun act normativ în acest sens, pentru simplu motiv că n-au fost în stare să completeze o filă de creditare bugetară și să suplimenteze bugetul inspecției muncii. Și au ajuns la nobila idee creatoare subordonații domnului Alexandru de la Ministerul Muncii, deci ăla care ar trebui să o vegheze la, între altele, la plata unor mari taxe către buget, contribuțiile sociale, deci s-a ajuns la ideea, zice, hai, plătiți-vă și voi salariile întregi și mai amânați plata contribuțiilor sociale. Păi, deci dacă Ministerul Muncii își îndeamnă instituțiile subordonate să nu plătească taxele către statele din care să și finanțează pe sine se, asta este deja de noaptea minții. Mă uit la orice ieșire publică și la toate declarațiile responsabile făcute de domnul Câțu, care mai are un pic și aruncă bugetul ăla în aer. Cât mai e el în buget? A fost și publicat azi da, proiectul de buget. E primul ministru al finanțelor care parcă se străduiește să mineze bugetul pe care îl are și să-și compromită orice șansă de îmbunătățire a colectării veniturilor din care se hrănește. Da, deci spuneți că PSD are șanse să crească pe da, eșecul pe greșelile ăstora, da, și pe neașteptărilor unui electorat din ce în ce mai pretențios. Acel electorat care a zis, frate, nu se mai poate, mai rău decât ăștia, nu pot să fie nimeni. Și uite că s-a demonstrat că se poate. Și s-a demonstrat că ăștia au o acută nepricepere administrativă. Deci, dincolo de faptul că nu știi ce mai inspirați, hai să spunem, oameni politici sau tot, oamenii sunt mulți care au venit, hai să spun, de pe stradă în administrația centrală. Și în administrația centrală sunt niște riguri, sunt niște chestii de astea funcționare. Și cum e aia? Cu fila bugetară? Cu aia? Cu aia? Trebuie să faci niște hârtii și să răspunzi la niște hârtii dacă vrei măcar să dai salariile la zi. E, ceea ce lor nu le iese. Și nu sunt, ăștia sunt aia mai guralivi, că mai sunt și alții care sunt tot așa niște exemple de, sau niște non-exemple de administrare decentă, repet, a unor portofolii, dar care măcar ori să tem să iasă, ori au unii deasupra care îi țin de cap, să nu scoată capul, să nu se amplifice senzația de dezastru și mai tare. Da, vectorilor de imagine, cel puțin, sunt absolut dezastruși. La PSD, dacă ar fi să acordăm un titlu de PSD-istul anului, pe cine l-ați numi? Sau ați numi eu? Dragnea! Liviu Dragnea, orice ar face, tot PSD-istul anului? Păi da. Și condamnarea lui și carcerarea a avut consecințe majore asupra întregii scene politice, da? În momentul la guvernarea și majoritatea parlamentară s-au năruit treptat și s-au dus în cap, liberalii au prins viteză, au exploatat cel mai bine calul de culmea, deși dușmanul principal era pentru useriști Dragnea, că ei aveau un singur program politic, jos Dragnea sau Dragnea la pușcărie. Numai că liberalii au exploatat mai inteligent drama lui Dragnea, pentru că până la urmă e o dramă să te ia din poziția din care ești, te duci la pușcărie, la Rahova, să lucrezi la atelierul auto, nu, mi se pare că e vreo fericire. Dar liberalii au exploatat cel mai bine treaba asta. Și ulterior s-a întâmplat ce s-a întâmplat, da? Pentru că, până la urmă, și din cauza lui Dragnea, că Dragnea, dacă ne amintim bine, a fost condamnat și încarcerat a doua zi după europarlamentare. Deci au fost două lovituri și pentru dus PSD în cap în perioada al PSD-ului la europarlamentare este tot în motive de Dragnea. Pentru că tot Dragnea a fost
dușmanul colectiv cu care s-a identificat dezastru, sau mă rog, cu care s-a personificat dezastru. Era un dezastru sau nu, dar cel puțin s-a comunicat foarte bine pe ideea de dezastru și trebuia să fie un vinovat de tot acest dezastru. E, acest vinovat a fost domnul Dragnea. Dar Dumnezeu pușcărie ușoară, că da, nu, să, eu urez omului să-i fie rău acolo. Bine, bine, n-are cum să-i fie. Și atunci, de la Dragnea a pornit totul, da? În definitiv. Căderea partidului, pierderea a tot... Deci, Dragnea este, dacă vreți, exponentul tipic sau personificarea expresiei eu te-am făcut, eu te omor. El a dus PSD-ul la 46%. Până într-o campanie abilă, prin niște decizii pistețe, profitând de guvernarea bună a lui Ponta, pe care a avut grijă să-l sape, să-și jupe gâtul ăla înaintea lui, de că până la urmă și-a rupt el mai rău, și el a dus în 46%, sau, mă rog, sub comanda lui, în definitiv, și sub comanda lui a ajuns la 23%, să pierdă totul și să rămână cu nimic. Dar PNL cum iese din 2019? Bine, numai că... Deci începe, dacă mă întreb pe mine, căderea. Deci, de așa, dacă nu fac anticipate în 3 luni de zile, repet, reinventează PSD-ul. Au șanse să piardă următoarele alegeri? În 2020 vor fi din nou două... La cât de dezastruși sunt, da. La cât de dezastruși sunt, da. Și să mă ierte Dumnezeu, dacă asta e elita liberală ce a ajuns acum la guvernare și în instituțiile de stat descentralizate. Deci în fiecare zi eu mă distrez copios când mai vine câte o listă de decrete de numiri până în diverse dregătorii. Secretar de stat, șef de agenții, pericol public, lăutari, șef de cârciumi, Dumnezeule, și râdeam de PSD cu Andrușcă și Coști. Da, ce-i drept, am avut și la PSD câteva personaje. Da, bineînțeles, poate... și în teritoriu, da, cu e pericol public. Deci este aproape că mi-e dor de băiatul ăla de fusese, care era cu el, e consilier la Ministerul Sănătății. Știi că fusese propus unul la Ministerul Sănătății pe vremea lui Cioloș la începuturi, un băiat care fusese manichin, fotomodel, ceva de genul ăsta, Andrei Baciu. Și acum e consilierul Ministrului Sănătății, dar ăla măcar e doctor. Adică a făcut facultatea de medicină, a și profesat ceva, noi râdeam de manichinul ăla. Uitați-vă acum. Finul deputatul nu știu care are cârciuma din Alba Iulia. Nu știu ce interpret de balade și romanțe și melodii de petrecere. Tot așa, secretar de... Deci spuneți că puține șanse să meargă pe acest trend ascendent și în 2020. Nu cred. Și mie mi se pare că i-au ajuns acolo la maximul lor istoric. De altfel și sondaj de opinie atât timp cât mai... sau când ne mai uităm la ele și când mai avem puterea să le credem, indică un PNL la 38%. PNL-ul n-a avut în viața vieților lui un astfel de... Deci ăsta e maximum pe care poate să-l atingă. După părerea mea, da. Și mie să nu se ducă din 38%, să nu se ducă în 17-18%, cât era scorul lor corect, dacă o luăm pe cinstite. Ăla care l-a omorât și pe Crin Antonescu, sau mă rog, Crin s-a sinucis cu mare talent și aplicație, da. Cam ăla-i scorul lor, dacă mă întreb pe mine, pe bune. Dacă ar fi să numim omul anului la PNL, pe cine l-ați numit? Urban. Ludovic Orban. Indiscutabil, da. Ca să citesc din Neapui Iordănescu, rezultatele vorbește. Urban, care era jos, nu a fost curățat cu DNA-ul. Mă rog, curățat așa la jumate, că au avut grijă să vă lachite în instanță. Da. Mă rog, a fost scos din cursă, a fost... Și are înviat. Era șomerul perfect, are înviat și a câștigat partidul în alegeri împotriva omului președintelui ca candidat, împotriva lui Bușoi, dacă ne aducem bine aminte. Și mai mult decât atât, toată lumea râdea de el. Orban nu o să ajungă în viața vieților lui premier, nu o să ajungă... Uite că a ajuns toate. A câștigat alegeri, a făcut guvern. Deci orice se poate. A ajuns premier, deci orice se poate, da? Și dacă o luăm strict din punct de vedere... Și până la urmă, de Ludovic depinde și de atitudinea Republică, depinde probabil și sarta PNL-ului în anul care va urma. Eu mă gândesc totuși că a început și lui să-i placă la Palatul Victoria și nu dai vrabia de mână pe cioară de pe gard ca să te arunci cu capul înainte să spici singur 3 guverne ca să faci anticipate în care vezi tu dacă te mai califici la dregătorie sau... Deocamdată Orban e premier în exercițiu, da? Dar e un premier mai bun decât Viorica Dăncilă, Ludovic Orban? Păi, da, n-a avut timp să... Când să...
așa, dacă pui la numire, da, bun, numirile oricum se fac la propunerea filialelor și așa mai departe. Adică el și-a pus câțiva oameni ai lui, dar până guvern, pe la cancelarie, pe nu știu unde. Decizii economice majore nu a luat ca să știu cum guvernează. Dăncilă, așa cum era ea, Dăncilă nu a luat decizii economice proaste. Sau, mă rog, guvernul pe care l-a condus ea, dar până la urmă premierul, având drept de veto pe orice act normativ emis de cabinetul lui, spune că Dăncilă n-a luat decizii proaste din punct de vedere economic. Sau majoritatea deciziilor nu au fost proaste. Au fost unele discutabile, au fost, dar proaste n-au fost. Adică nu ne-a dus în gard. Problema este să vedem ce face Orban acum. USR, cum iese din 2019? Dezastros. Dezastros? De ce? Că a fost momentul care putea să consacre ca partid serios, numai că s-au culcat pe ureche și le s-a părut că totul e câștigat după ce au scos un scor foarte bun la europarlamentare. Și au avut impresia că gata, frate, de aici încolo totul e o formalitate. Le câștigăm pe toate fluierând. Și au constatat că politica e meserie grea, nu e chiar cum e. Bun, e bine și cu Hua, e bine și cu ăla la pușcărie. Da, spre exemplu, după ce le-a plecat ținta numărul 1 și singurul program politic, repet, Dragnea la pușcărie, ei s-au trezit lipsiți de orice, hai să spun, direcție politică. Ei mai au, că nu erau mai aveau ce fără să cap. Atace, sau? Nu mai aveau ce. Păi da, nu, nu aveau nici imaginație, că găseai ce să ataci, dacă vrei neapărat. Uite, a reușit Orban, da? Pe ei ce i-a împiedicat. Au început să se sfâșie între ei și cu aliatul lor de la viitoarea guvernare pe care și-o propun ei. Mă refer am văzut la partidul ăla, apendice al domnului ultimele Cioloș, zile au declarat care, și... Da, e un partid de maxim 5%, dar care are pretenții de 40%. Așa, să omoară între ei, dovadă cea mai relevantă, să dau afară unii pe alții, să... Au reușit performanța să-și facă alegeri pentru conducerea partidului înainte de alegerile prezidențiale, adică niște decizii total fără noimă. Adică mie mi se pare că le-au murit creierele și creierele am impresia că nu erau la ei, erau până alte părți. Am impresia că a fost un scurt circuit la creierele alea care au dus USR-ul până la unde l-au dus. Sau, dimpotrivă, creierele alea au decis că gata, și-au făcut treaba și pot să moară. Dan Barna este de vină pentru scăderea partidului? Și Dan Barna, evident, a fost președintele partidului. Rezultatele a luat sub partid la prezidențiale. Rezultatele să pun bine pentru el, dacă vrei, la europarlamentare, unde s-au dus ceea ce nu credea nimeni că se poate obține, și tot la el să pun și rezultatele de la prezidențiale. Da, rezultate hai. Mai slabe decât partidul. Evident, da, da. Una e că la europarlamentare era și un moment de maximă amploare și în campania anti-Dragnea și de demonizarea PSD-ului și era de în ciclu, hai să-i votăm pe aia, pe singurii care n-au mai fost până acum politică, da? La prezidențiale e altfel, pentru că totuși se personifică lupta. Acolo nu mai candidează ăia care n-au fost cu ăia care nu știu. Nu, candidează Georgică, Costică și Vasilică, care se bat între ei. Și Vasilică era Barna. Și prestația domnului Barna a fost, hai să fiu amabil, departe de a fi convingătoare. ALDE, cum iese din 2019? Un partid care n-a reușit anul acesta să intre în partidul european. N-a reușit nimic, dar reușit să-și păstreze portofoliile, sau mă rog, nu neapărat la vârf, bun, nu mai au miniștri plini în cabinet, dar secretar de stat, șef de agenții și pe la energie, pe la bani, pe la... Adică așa, strict comercial și mercenărește vorbind, ALDE s-a scos. Problema lor este ce se va întâmpla la alegerile parlamentare. Pentru că ei sunt acum balama și manta de vreme rea și au ăștia nevoie de ei, motiv pentru care îi îndoapă și cu posturi și cu toți și cu promisiuni că nu le schimbă oamenii, da? Dar dacă te-ai dus la alegerile parlamentare și ai făcut 3 și ceva sau 4%, pa la revedere. Dar e un adică, partid care ar putea să dispară anul viitor? Mi-e teamă că da. Dacă nu va fi cumva preluat prin absoluție de PNL. Unde de altfel e și locul, hai să fim serioși, că ALDE, Partidul Liberalilor lui Tăricianu, nemulțumiți de vremelnica conducere de la vremea respectivă. Dar cum s-a format ALDE? După ce a pierdut Tăricianu lupta internă cu Crin Antonescu, da? Crin a preluat partidul și Tăricianu brusc a devenit dizident și s-a hotărât să-și facă un PNL mai mic. Și ce pe care el ar fi vrut mai mare și să atragă nemulțumiții din partea asta. Nu i-a ieșit. Aia e, probabil s-a vor întoarce și probabil domnul Tăricianu, care în beneficiu propriu știe să negocieze, își va aduce aminte sau își va readuce aminte cum e să fii parlamentar al Partidului Național Liberal. Dar și va fi colegul doamna Gorghiu și cu doamna Turcan cu care situație? S-a înjurat.
ce a provocat această prăbușire a unui partid care, repet, n-a intrat în Parlamentul European. E umflarea ALDE, mi s-a părut nefirească. Nu... Dar nu mai spun că în sondaje dacă ALDE vrei, a putat la 8%. Cifra corectă cam asta e, dacă 5-6% maxim. Adică undeva așa la... la buza accesului în orice structură parlamentară, că e euro sau că e intern. Poate să fie 4 și ceva, poate să fie 5 și ceva. Adică mi se pare că nu e un partid care să ducă mai mult. Dar unde au greșit? Au greșit că au stat la guvernare alături de PSD? Și dar le-a mers bine. Dar au deci pierdut dacă voturi era în opoziție, în același care era șansa? Pentru că PNL-ul era vioara numărul 1 de opoziție, da? Iar ei, teoretic, se dușmâneau și se înjurau cu peneliștii, cum puteau să fie umăr la umăr. Uite, acolo i-a adus soarta înapoi împreună, dar... nu, și până la urmă, în contextul în care ALDE a dovedit la un moment dat, trecer bun, a jucat-o parlamentar bine, că a zis, frate, i-aduc pe toți la mine în partid, ca să depindă toată lumea de mine și dacă vor să țină guvernul și dacă vor să dea jos guvernul. Și ai văzut că Tăriceanu a luat cu nemiluita tot ce dădeau liberalii afară sau să certa că nu știu ce, jang la ALDE. Un fel de pro-România, mai erau, PSD. Da, mai erau, păi da, dar era luat și PSD-iști la un moment dat până să-și facă pont avânt cu pro-România, da? Deci era luat tot ce apuca. Noroc că nu erau udemeriști, nemulțumiți că i-a luat și pe aia, adică, sau mă rog, nu erau nemulțumiți în gura mare. Și chestia asta s-a simțit și mai ales că a adus oameni, da? El avea niște structuri județene, da? Consolidate. Cum s-au consolidat ele, da? Și veneai și aduceai unul dat afară de la liberal sau certat cu liberalii, din județul ăla și ziceai ăsta este nou vostru șef de la organizația județeană. Păi ăia care s-au omorâsără cu el până cu 24 de ore înainte, să-l primească cu brațele deschise? Deci să produci fali în partid. Bun, întărești blocul parlamentar, ești șmecher și zici, frate, PSD-ul nu stă fără mine la guvernare, nici ăilalți nu pot să dea jos guvernul fără mine. Sunt miez. Bun, ești miez, dar ești miez în București, în Casa Poporului. După ce ai trecut de barierele de ieșire din București, s-a terminat cu șmecheria. Și uite-te dovadă ce rezultate au luat în zone unde ei s-ar fi așteptat chiar să iasă bine. N-a fost ok. PMP, cum iese din 2019? Pe egal Traian Băsescu. Cum iese în a treia, așa ies și ei. Adică... Au obținut, au intrat în Parlamentul European, spre deosebire de ALDE. Da. Au obținut două mandate, iată, președintele Băsescu. Pe care le-a cam obținut Băsescu, sau mă rog, cei care au avut grijă de viitorul lui Băsescu să fie la Bruxelles și nu în pușcărie. S-au ocupat unii să facă cinci oleacă, fix cât să bage doi la bine, la, dintre care unul să fie Băsescu. E pus la adăpost. Partidul nu e. O întreabă pe mine, e mort. Adică nu există. Au încercat cu Paleologul, am văzut candidat da, la prezidențiale. Paleologul a făcut o prestație bună, dat fiind contextul electoral. Adică a fost chiar o revelație. Aș putea spune și, nu știu, a scos un scor bunișor, nu? Da, a scos adică, peste chiar, partid, peste partid, da? Da. Și partidul a repetat, a însemnat Traian Băsescu. Dacă Paleologul dă unul singur, sigur, a fost și bugete de promovare, pentru că PMP-ul a băgat bani în campania electorală a lui Paleologu. Cum să decontează, zic, autoritatea electorală pe noi e treaba lor și a tuturor partidelor. Dar s-au băgat bani în Paleologu, iar Paleologu a fost un candidat disciplinat și sârguincios. Adică băgat am văzut, omul, emisiunea. L-a provocat și pe președinte. Și unde nu s-a putut să facă dezbateri, s-a dus și de unul singur, fără jur. Eu l-am avut invitat în campania asta electorală. De două, dacă nu, cumva de trei. Dar și la noi a fost tot. Adică omul a venit, nu s-a agitat, s-a adaptat, pentru că Paleologul e mai stres decât îl bănuiesc mulți. Paleologul este și tipul de om care se adaptează destul de bine contextului. Adică el dacă se duce, hai să zic, într-o zonă care se vrea, nu știu, spălată, rarefiată, cu fițe, pretenții și telespectatori de Mezzo TV, vorbește despre operă, despre balet și despre, nu știu, importanța culturii în evoluția cetățeanului de la maimuță încoace. Dacă se duce într-o zonă unde e mai pe goloneală, o dă și el mai în... să zic, în diverse, ca la mine în cartier. Adică, Paleologul e un tip de om care știe să-și adapteze discursul și adresarea. Deci chiar dacă vorbește pe aceeași temă,
El se adaptează foarte bine interlocutorului și publicului care se uită la postura de televiziune. Eu l-am văzut pe Paleologul, îl știu de la mine din emisiuni și l-am văzut și în alte emisiuni. Paleologul, vorbim pe aceleași teme, a vorbit cu totul și cu totul altfel cu mine, care, să spunem, am un limbaj mai slobod și o abordare mai lejeră și mă duc, dacă vrei, mai până în fundul cartierului, dacă vreau. Și Paleologul a conștientizat faptul că dacă vrea să scoată un rezultat, are nevoie și de voturi din fundul cartierului, nu numai din Dorobanți și din Floreasca. S-a adaptat, l-am văzut și în zone cu pretenții și fițe, unde ars-o extrem de elitist, adică... Omul avea mai mari șanse dacă, nu știu, candida independent sau dacă era susținut de un alt partid. A scos tot ceea ce putea scoate. Nu știu, probabil dacă l-ar fi susținut liberalii. De, am mare îndoială că l-ar fi votat toți liberalii. Adică, în mass media, cum a fost 2019? A fost un an productiv? Și ușor și greu. Nu ușor, ușor n-a fost. Greu a fost. Hai să spun și... Care a fost cel mai dificil moment, uite, spre exemplu, pentru tine, care prezinți o emisiune la un post cunoscut din România și... Care a fost cel mai greu moment în acest an? A fost un moment greu, dar pe de altă parte extrem de favorabil ulterior în evoluția emisiunii și a postului. În momentul în care am conștientizat, după foarte multă vreme, că românii, cel puțin românii pe viitor de televizor, că eu o stură mă adresez, adică au ajuns la criză de politică și că dezbaterile politice, indiferent la ce nivel le duci, nu mai sunt interesante, nu mai generează audiențe, evident, venituri și așa mai departe. Deci ăla a fost momentul în care eu m-am convins și a fost un declic. I-am strâmbat în nas. Momentul a fost, toată lumea o să spună Caracal, nu? A fost adopția micuței Sorină, care a fost cu o lună înainte de Caracal și care a durat o lună de zile. Tot asta și din momentul în care s-a terminat la început Caracalul. Eu n-am vrut să fac prima dată. Singurul lucru care m-a convins să fac, scandalul a început în weekend, eu având emisiune de luni până joi, a început fără mine pe post. A fost vineri după amiază. Singurul lucru care m-a convins, deci a început cu o ceartă mare în interiorul postului, ședința de sumar din ziua respectivă, că am spus, băi, eu nu fac, nu mă interesează, la revedere, drum bun. Și cum m-am convins, repet, după ce ne-am certat bine de tot vreo jumătate de oră, a fost, practic, intervenția animalică brutală a procuroarei asupra fetiției. Un caz care a scandalizat și așa mai departe. Și era cumva, dacă vrei, continua ce făcusem eu cu procurorii abuzivi și cu tot. Adică a fost, dacă vrei, cârligul care m-a agățat pe mine în... Deci dacă n-aș fi fost procuroara, eu n-aș fi făcut deloc. Și aș fi făcut o mare greșeală. Ați fost și lider de audiență, nu? Da, și de acolo până la sfârșitul anului. Pentru că s-a dus și s-a dus și s-a dus și s-a dus numai în sus. Și a fost momentul în care vorbeam să terminase, plecase fetița în America, că a plecat undeva pe la jumatea săptămânii, marți, miercuri, ceva de genul ăsta. Și am zis, bă, scandalul cu micuța Sorina mai durează 2-3 zile, ca orice chestie la români, pe coadă și gata. Fata nu mai e aici, nu mai e obiect de sfadă, ca să zic așa. Și tot vineri, eu făcusem joi, și am zis că e ultima emisiune, cel puțin până la noutăți semnificative cu micuța Sorina, și vinerea Bubuie Caracă. Din nou vineri. Și eram acasă. Unde a ținut-o și m-a umflat râsul și am zis, hai că iar am treabă. Și am ținut-o luni și luni de zile, astfel ducându-se, ridicându-se și tot postul, pentru că postul s-a mobilizat incredibil pe subiectul ăsta. Noi am avut oameni acolo care au stat luni de zile, Dumnezeu le schimba echipele. Am văzut seara de seară. Așa, noi tot timpul am încercat să avem ceva nou, adică dacă tot trăiam din subiectul ăsta, măcar să și oferim ceva, astfel încât lumea să fie tentată să... De ce te-ai uitat la MRTV la Caracal, când te-ai uitat la orice altceva la Caracal, că în perioada aia toată lumea făcea aproape numai Caracal, da? Deci a fost un an productiv. Da, pentru că de momentul ăla, practic de la jumatea anului s-a schimbat și trendul. Emisiunea mea a ajuns lider pe
zona respectivă, a urcat foarte mult tot prime time-ul postului, aș fi nedrept să spun, audiențe foarte bune au făcut și pe Andreea Crețulescu și Lili Rusi, adică practic nu ne-a venit un push așa pe zona, dacă vrei, cea mai interesantă din punct de vedere comercial, acolo unde te interesează să vinzi publicitate multă și scumpă, da? Și evident tot postul în sine, pentru că tot efortul colegilor noștri de peste zi care stăteau și făceau live-uri din oră în oră de la Caracal, de aici, de la București, de la instituții, de la tot, s-a simțit extrem de tare. Noi, știi, fiecare ne lăudăm cu audiența pe care o avem, citim toți aceleași cifre furnizate de același unic furnizor, știi? Dar sunt... Deci românii nu mai sunt interesați de politică și... Sau poate nu mai știm noi să-i motivăm. Dar uite, mă uit... Nu e cazul doar al meu, pentru că mă uit, normal că eu îl privesc cu mare atenție pe Mihai Gâdea, care e principalul meu concurent și contracandidat, nu avem pe același interval orar. Și la Antena 3 este evident un post consacrat sau mai consacrat politic decât noi, indiscutabil, și de mai axat politic în abordarea editorială decât noi. Și mă uit ce face Antena 3 și ce face Mihai. Deci Antena a început să o vireze către tipul de subiecte pe care le facem noi. Deocamdată nu știu să le fac. Asta e când faci numai un singur lucru, când vrei să te reprofilezi, nu ți iese din prima. Și Mihai foarte mult a schimbat abordarea, pentru simplu motiv că și el atunci când face politică nu mai face cifrele de odinioară. Iartă-mă, eu nu pot să cred că ne-a întâmpit într-o dată toți și nu mai știm să facem emisiuni politice. Nu se mai uită lumea la mine suficient de multă, nu se mai uită lumea la Gâdea suficient de multă, la politică, nu se mai uită nici la restul posturilor de televiziune, la realitate, la Digi, că ai putea să spui, bă, nu știu, s-a acrit de voi, sunteți prea vechi și prea fixiști și nu știu ce și caută ceva nou. Nu s-a acrit de noi, dar nici nu caută ceva nou, da? Și atunci poate trebuia să le oferim noi ceva nou. Uite, eu le-am oferit și sunt dispus în continuare să le ofer. Nu cade rangul, n-am avut mult timp pretenții. Dacă poți să închipui, am avut chiar la un moment dat discuția și n-am mai avut timpul necesar să o fac. Am vrut chiar să o iau în direct pe una dintre vrăjitoarele de la Buftea. Sigur, avea legătură, avea tangență cu un subiect. Adică nu că făceam eu, că vroiam să fac neapărat audiență cu orice preț și hai să aduc un personaj bizar în emisiune. Nu, era o chestie care avea tangență. N-are rost să dezvolt acum, dar de la ăla care... nu vrea să discute despre subiectul care e profund social al adopției forțate a unui copil, până la ăla care a vrut să o ia pe vrăjitoarea Sultana, e o chestie de 6 luni de zi.